bine v-am regăsit la 30 de zile de rugăciune pentru lumea musulmană. Astăzi coborâm, mergem în Africa, în Uganda și ne rugăm pentru musulmanii care sunt în această zonă. Invitatul nostru este Narcis Vlașin, specialist în relațiile dintre creștini și musulmani. Narcis, ai călătorit în zonă și ai întâlnit creștini și musulmani. Uganda este destul de creștină, totuși sunt musulmani, este o populație musulmană care are nevoie de Hristos. Da, și tu ai fost în Uganda, eu am fost în prejurul, în Rwanda, în Kenya. Mi-ar fi plăcut să ajung și mai la nord un pic, în țările islamice, cum este Somalia, cum este Niger deasupra. Dar în Uganda, care este una dintre țările predominant creștine din Africa, deja vorbim de centrul spre sudul Africii. Dacă tot ai amintit de mersul meu în Africa, Radio Vocea Evangheliei a început o stație de radio acolo, în Africa, radio creștin. Și a avut rezultate bune, adică sunt oameni care au venit la Dumnezeu prin această stație de radio. Da, cu siguranță. Uganda este un loc în care misionarii care vor să meargă în Africa îl preferă, pentru că este un loc frumos, tu ai văzut geografic. Climă frumoasă. Climă frumoasă. Undeva ai la de 25 toate, de grade permanent. Ai și munte, ai și mare, ai, adică lac, lacul Victoria, uh-huh. Da, ai, uh-huh. Ai de toate, e diversă. Dar totuși populația este destul de săracă, banii noștri românești au valoare mai multă în zona respectivă, nu ca și Nigeria, unde nivelul de trai ca și costul banilor este la nivelul Europei de vest. Da? Dar Uganda, cu toate acestea, are în special orașul Kampala, care este capitala, are o populație de aproximativ 200.000 de locuitori, islamică, musulmană. Aceștia sunt, de fapt, imigranți veniți din Somalia. Așa cum știm, cu ani în urmă a avut loc acel conflict interetnic în Somalia și au trebuit să meargă în toate părțile și în stânga și în dreapta somalezii ca să se refugieze. S-au coborât și în jos, în Kenya. S-au dus și în Uganda, au mers și în nord, în Sudan, care era atunci un singur Sudan, s-au dus și în toată Africa, Cairo, îi găsim, și găsim și în peninsula arabă, dar pe somalezi, peste tot. Dar somalezii sunt una dintre cele mai tradiționale populații din Africa și fundamentaliste. Actualmente în Africa nu ias așa de mulți, să zic, fundamentaliști islamici din Egipt, cum era, acolo era școala, acolo era mama fundamentalismului acum 40, 50, 60 de ani, cât ias acum din Somalia. Există o școală de gândire, există un sistem de educație prin care îi învață și pe fondul acestui gol imens lăsat de pe urma războiului, în care au reușit să acapareze teritorii și să-și educe populația în stilul în care au dorit ei să îi educe. Astfel, imigranții somalezi peste tot în Africa, unde ajung și în Kenya și în cazul acesta în Kampala, nu sunt foarte bine primiți și sunt atent monitorizați de autorități tocmai datorită intențiilor lor fundamentalist islamice, adesea violente. Înainte de a ne ruga, am putea aminti că în Uganda, pe lângă musulmani, mai este o religie păgână, este mult pe păgânism și vrăjitorie. Așadar, haideți să ne rugăm pentru cei din Uganda, musulmani și nu numai. Tatăl nostru, astăzi ne aplicăm asupra populației islamice din Kampala, din Uganda, o populație care nu este bine primită de locuitorii băștinași, nici de autorități, nu sunt încurajați suficient la educație, mulți dintre ei o duc greu financiar, poate unele familii și-au pierdut tata sau cei care câștigă pâine, așa astfel mama și cu copiii o duc greu. Ne rugăm, Doamne, ca mai întâi să
le pui pâinea pe masă și să-i ajut să trăiască de pe o zi pe alta și să aibă ce să mănânce, dar apoi ne rugăm ca împreună cu pâinea să le dai și harul să te cunoască pe tine ca singurul Dumnezeu adevărat, pe Domnul Iisus Hristos pe care l-ai trimis tu. Ne rugăm pentru creștinii mulți care sunt în Kampala și pentru lucrători internaționali care vin în această țară și care ar putea, și unii dintre ei sunt educați și capabili să spună oamenilor despre Hristos. Ne rugăm să îi întărești și să îi încurajezi să te mărturisească pe tine. În numele Domnului Iisus ne-am rugat. Amin. Amin. Revenim și mâine. Vom continua să ne rugăm pentru lumea musulmană. Vă încurajăm să ne rugăm împreună și dorim ca acești oameni să-L cunoască pe Hristos, singura cale spre cer.